ASTV. Asta e televiziunea ta. Acum ori niciodată proieșe-ți-ată soarta la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că nastimâi mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că domnilor și domnilor, la mulți ani de Ziua Națională a României! Bine v-am găsit la jurnal! Pentru început să vedem principalele știri de astăzi. Românii de pretutindeni sărbătoresc astăzi, 1 decembrie, Ziua Națională a României. A fugit de ghearele lupilor, dar a murit pe drumul public, târg de jucării pentru o viață. Copiii sunt invitați duminică să devină comercianți. Românii de pretutindeni sărbătoresc astăzi, 1 decembrie, Ziua Națională a României, și la Bistrița evenimentul a fost marcat printr-o serie de activități militar-religioase. Decembrie este Ziua Națională a României, adoptată prin lege după înlăturarea regimului comunist. Din punct de vedere istoric, la 1 decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Ardealului și Banatului, a adoptat o rezoluție prin care s-a consfințit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul și țara ungurească, cu România. Bistrițenii cunosc o parte dintre aceste lucruri, însă nu toți știu cine a scris imnul național sau versurile lui. Sărbătorim astăzi, toată ziua. Ce anume sărbătorim? Ziua Marei Uniri. Știți cine a scris imnul național? Imnul? Este pe statuia unde am fost până acum. Să ne fredonați un pic de limbă, dacă s-ar putea. Oh, n-am talent muzical. N-aveți? N-am, dar se poate, oricând. Da. Momente, ocazii, da, frumos, frumos. Păi, în 1 decembrie, practic, e a României. Plus de asta, da, e o semnificație ca atare. Pentru noi, pentru poporul român, unirea țărilor române, care e un eveniment istoric, ceea ce mulți îl ignoră. Dar noi ar trebui
din punctul ăsta de vedere, este să fim mândri la unirea țărilor române, Basarabia, Muntenia, tot. Sunteți mândru că sunteți român? Categoric. Nici n-am fost plecat nicăieri, nu mă duc. Pentru mine asta e țara, aici m-am născut, aici mor. Și dumneavoastră? Ce să fie, semnificație deosebită. E ziua unirii României mari, cum s-ar zice. Ce să fie? Știți cine a scris în România? Andrei Mureșanu. Iar muzica cine a compus-o, știi? Acum asta e mai greu, compozitorul, nu știu. Anton Pan. Da, cam așa ceva. Ziua de 1 decembrie înseamnă o sărbătoare foarte mare. De ce anume? Cred că este o zi însemnată pentru tot poporul român. Și astăzi se sărbătorește 103 ani, 1 decembrie. La Bistrița, evenimentul a debutat cu ceremonialul religios oficiat de un sobor de preoți. Împărate ceresc, Mângâitorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le plinești, vizierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășluiește întru noi și ne curățește de toată închinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Pe lângă simpli cetățeni veniți cu micul mare la sărbătoare, la eveniment au participat și autoritățile locale. A urmat apoi alocuțiunea prefectului Cristian Florian, care a vorbit despre importanța acestei zile pentru români. În vremurile pe care astăzi le trăim, multe lucruri ne diferențiază unul de altul, multe lucruri ne separă, dar această zi sfântă națională ne unește, întrucât avem aceeași casă, avem aceeași dragoste, România. Și cred că dacă această simțire ar fi vie în inimile noastre, în fiecare zi, am putea spune cu sufletul împăcat că ne facem datoria de români, datoria de țară. Acum, la 1 decembrie, românii își țin inimile unite în credința, în speranța că în acest loc numit România, tot ce se leagă pe pământ se va lega și în ceruri, că atât ei, cât și cei ce vor urma, vor găsi bucuria de a trăi în această țară. Ar fi foarte multe de spus despre această zi a noastră, a românilor, despre faptul de vitejie ale poporului nostru, dar prefer ca simțirile noastre, ca faptele noastre, să țină locul acestor frumoase cuvinte. În această zi, cu totul specială, vă doresc dumneavoastră și tuturor românilor oriunde s-ar afla aceștia, multă sănătate, înțelegere, un suflet curat și generos. Vreau să vă transmit acum și întotdeauna un gând frumos, un gând bun. La mulți ani, români! La mulți ani, România! Doamne, ajută! Președintele Consiliului Județean Liviu Rusu le-a recitat celor prezenți versuri din opera lui Eminescu. Vă rog ca în primul rând să-mi permiteți să adresez locuitorilor județului meu și dumneavoastră tuturor prezenți la mulți ani de Ziua Națională a României. Ce doresc ca simplu cetățean poporului meu și patriei mele? Mai multă toleranță, mai multă iubire, mai multă unitate. Și precum poetul se exclamă